Părinții se plâng și spun că nu este prima oară când se confruntă cu astfel de situație. Și înainte de sărbători, dar și de când au revenit cei mici din vacanță, avariile sunt tot mai dese. Luăm la grădiniță! Azi dimineață 13 grade! Atâtea grade erau azi dimineață în grădiniță, da. Doamnele toate învoșcănate, e frig. Să-i ținem cu... nu i-au descălțat, au stat încălțați în ghetuțele lor de acasă. Nu este căldură, nu a fost nici săptămâna trecută și în decembrie la fel, câteva zile nu au fost, totuși s-a răcit vremea destul de mult. Și răcesc de la frig, adică în condițiile în care suntem în 2023 și ar trebui să avem totuși minim de condiții. La grădinița cu program normal, roboțel din Constanța învață și cei de la grădinița Mugurel. Asta după ce unitatea de învățământ a intrat într-un amplu proces de modernizare. Luni dimineață, când au ajuns la grădiniță, profesorii și directorul grădiniței au găsit caloriferele reci. Știu că există o aerotermă în clasa fetiței, doar că problema este că unii au spus o închidă, că are siguranță. Am întrebat copilul acasă, mami, ți-a fost frig sau așa, a fost dată drumul la aerotermă. Mi-a spus că da, dar nu se încălzea decât dacă stai lângă ea. Sunt și zile în care decidem să nu mai aducem copiii la grădiniță din cauza faptului că este frig. Nu au voie să bage o aerotermă în priză în clasa în care sunt ei, la grupa albinuțe, să bage aerotermă în priză pentru că sar siguranțele. În sălile unde stăteau copiii nu erau mai mult de 13 grade. Așa că directoarea a decis să-i mute pe toți într-o singură sală, care beneficiază de mai multă lumină de la soare. După o oră însă, i-a trimis pe toți acasă. Mi-a zis că nu au căldură, efectiv nu. Și a fost nevoit în timpul serviciului să vin să-mi iau copil. M-au sunat cu 2 ore în urmă să-mi zică că veniți și luați copil. Noi încercăm prin mijloace proprii să încălzim stările de grupă, și dar stările sunt foarte mari și e normal că nu au calorifere noastre aceeași capacitate cum sunt cele de la termoficare. Conducerea grădiniței spune că a luat legătura cu societatea de termoficare, dar și cu primăria, și li s-a promis că problema va fi rezolvată. Am făcut solicitări și reclamații și mi s-a promis că, sigur, în cursul dimineții de mâine o să fie iarăși căldură în grădiniță. Am discutat cu doamna directoare, se va lua hotărârea de modificare a programului pentru perioada în care este sistată furnizarea agentului termic, începând cu această zi. Alternative de încălzire există, însă nu au eficiența necesară. De aceea va fi redimensionat programul activităților, a declarat inspectorul școlar general, profesor Sorin Mihai. Compania de termoficare dă vina pe vechimea conductelor de apă caldă, însă promite că va remedia avaria cât mai curând posibil.